Când treci prin frumosul oraș regal Curtea de Argeș, îți zboară gândul la mănăstirea construită de meșterul Manole la comanda lui Nagoe Basarab. Paradoxal, bijuteria turistică a județului Argeș nu se află în patrimoniul UNESCO. Puțin știu însă că tot la Curtea de Argeș se află Biserica Sfântul Nicolae, care este înscrisă în selectul patrimoniu UNESCO pentru că e considerată cel mai important monument de arhitectură medievală românească. În Săptămâna Luminată urmărește povestea celor mai importante locuri de pelerinaj din Oltenia. La TVR Craiova îți cunoști istoria.